Nossa, belo. Întreb dumneavoastră și cum e? Prea care doi. Și cărmuștile așa dispar de la alta la alta. Și vine colaboratorul și deschide ușa și strâng. Brumărețchi, și nu spune, Brumărețchi, hai la medic. Brumărețchi, hai la ginecolog, da tare. Apa asta, cum se cheamă asta? Dar asta și mai... Nici trebuie să-l fac, să-l apuc, să-l trăsnesc. Să mă dai un deci tu umbi într-un pânceat de unde sunt numai bărbați. Da, pe cum? Asta. Nu, dacă mai e tapau la Rusca, cum îți vreau eu? Chiar eram un banci. De ce am banci? Cu ce bani acolo? Poate femeile, poate nu făceau nimic, eu știu. Bun. Tu, din partea cui ai fost, din partea cui ai fost temelit? Din partea condamnaților, deținuților, ca să cer chinii, sau din partea angajaților penitenciară? Din partea administrației, a NP-ului, a pușcăriile astea, amândouă, Bălțul, Soroca și a NP-ul, fiindcă a NP-ul trebuie să hotărască unde să ducă. Ei, hai și știi, directul ăsta la penitenciar, dacă el nu a avut așa la dâns, cum ar ce eu și eu în brigadă, deci eu nu am avut așa lucrător, ce-ți fac cu dânsul, să-l duc. Nu știu, așa, așa din ghirie aici la mine. Apoi așa și e directul ăsta a pușcăriei, el zis. Dar NP-ul trebuie, e acolo, băi, să vadă, ia stați-o leacă. Că aici stai, ia altfel, nu-i ca așa aici la nas. Da, în document, e scris așa, dar o trecut atâtea... Am trecut toate controlele medicale, toate controlele medicale le-am trecut și... Că tu ești la mână. Sunt la mână. Că tu ești bărbat, adică ei te-a supus să licitieze, ești suplimentare, da. Te-a impus trecere și ei, să convinde că ești bărbat, da? Da. Și ei fiind, știind stare, med, sanatate, că scrisul una, organismul, e două feluri, alt fel. A cine trebuie să hotărască? A NP-ul numai. Că dar NP-ul, ce puteți să hotărască? Duc la Rusca sau pe penitenciar? Puteți să mă duc la un penitenciar de tip semi-închis. Unde totuși, tot poate putem și eu de unul singur, de unul singur în celulă, da? Dar putem să am mai liber, putem să am o ocupație, orice. Să înveți ceva, da, să crezi pentru plată. Corect, să crezi ceva, da. Să te duci la biserică, să ai acces în biserică. Da, e că la Bălț mi-au dat voie la Bălț și la urmă, când s-a mai etapiez la Bălț, mi-au dat voie și la sportzal. Tot unul singur, mă, ce mi-a dat de voie la sportzal? La deci, Igor, în penceară Soroca, spre exemplu, unde e executat pedeapsa, totuși, exista un risc din partea contingentului să fie atacat pentru... Cine? Din partea condamnaților. Să fie atacat, că ești așa, că ești așa sau ca... Nu, se râde uneori, zici dar exista un pericol să fie atacat sau să ai probleme? Aici, cum m-am deținut eu, băiețe, din potrivă, e ca prin eu, eu nu prin ei, peridești, nu prin ei, m-a întrebat, Igor, poate îți trebuie ceva, un cofi sau un ceai, o țigară, toată vremea, n-am avut eu, băieți, eu sunt și sănătos să-i elibereze cât mai degrabă. Cum crezi administrația NP-ul? De ce a ales varianta asta să te izoleze? Și te-a dus la un colonii cu regim riguros, adică Michel, s-a dat alternativă rezina. La rezina tot acolo stau cei mai gravi criminali, la 17 și 20 de ani și așa mai departe. Și eu consider că anume ți-a ales un regim riguros. Ce administrația vedea un risc? Nu știu, poate și ei stemeau, dar ei spune eu. De ce stemeau? Spus, poate să se întâmple. Eu așa și le-am scris și eu. Eu spus cer, eu spun să te ducem, că tu ești așa, o să se întâmple mult. Și eu am zis, zic, eu știu, nu știu. Zic, dar eu vreau să văd și eu cum e pe zonă, cum zic. Să mă duc acasă, să mă întrebe, ai fost în pușcărie și ai văzut, știi tu de pușcărie? Care de poniate n-am din pușcărie asta și în pușcărie? Dacă eu... Da, am fost la un evocat popor, la Zenberg, Dolgan. Zenberg, asta e Angelica Frolov. Și acolo a fost. Așa, și ce-a spus Angelica, te-a dat la Aneta. Aneta te-a dat la Angelica. Aneta la Angelica. Angelica ne-a găsit advocatul. Doina Strestea. Așa, pe drept eu îmi pot spune, de drept eu spun că n-am înțeles nică n-am înțeles. Băi, spune omul ăla, de exemplu,
ascultă, merge așa, 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 așa. Sau că trebuie să meargă sud acolo, trebuie să trece atâția proceduri, dar și fel de proceduri și când. Îi scălești ăsta mandatul, vrei îi scălești, nu vrei, nu îi scălești. Și ai semnat mandatul. Și am semnat mandatul pentru judecată. Graduit, da. Da. Aha. Da, dar până dat, și pe judecată, și așa când am... Asta e problema. Da. Asta aici... Dar mă spune, dar pot și pe ștona. Da, corect. Apoi da, zic, dar până atunci pot spune mâine pe chept. Nu aș face. Eu am... Zic, dacă nu, mă întorc la băut, la furat, și începe a mace câte unul mai... Ei, nu trebuie așa. Da, dar ei m-a adus, ei m-a aduc la așa stare. Asta, da. Vreau să eu să-i plătesc 25.000. Ce să-i fac? Adică 25.000 prejudiciul la șeia. Da. De bolnavia, executor, de ce să mai plătesc pe o doilea oară? Adică sunt citențile, ei... Eu am înțeles. El are profesie ca din viața trecută. Iată, povestește asta. El are diplome de tractorist, de șofer. N-am diplome, eu am învățat, am fumat și le-am băut cărță. N-am nică, eu sau alt om, gata. Din 2000, adică ești om, adică ia să crezi, tu acum cu numele ăsta nou, nu ai... Adică, n-am de studii, o carieră, nimic. Eu m-am adresat la penitenciar. Zic, vă rog, măcar să am o corăci, că să ies undeva, să... Așa, aici azi detaliat, te rog. Și zic că, dar stai, când azi și bă, la septembrie, nu știu, șapte tot amână, ei n-au, că n-au pe ești la înțeleg. Ai cerut să faci niște cursuri, ceva, că mai să ieși la libertate. Ești la 206, pe articolul 206 nu-ți scoate nicăierea, nicăierea. Să zic că ai cerut ca să faci niște studii. Măcar cu șama, măcar cu o spraf, măcar cu ori de om nebun, măcar să-mi dai o spraf, că să ieși. De om nebun, mă duc cu nebun. E refuzat. Și nu-mi dă înscris, nu-ți dă răspuns. Păi măcar să ies ceva, măcar eu am lucrat în Grecia, am lucrat și la Zapra, am spălat mașini, la schimbam și filtrul și usoare și... Ceva mecanic pe sânge. Și mecanicuri și șașii. Dar ce era pe sânge acolo, da? Ceva chiar un ajutor acolo și pe urmă învațai și chiar un șucător la urma urmă, un maler ceva. Eu vreau să înveți cel puțin. Deși. Și nu ți-o oferit posibilitatea asta? A, mă, ce spunea ei? Îi îmbrumăreți că e căieri, îi îmbrumăreți că e încurca lui ea. Nu, de ca final. Nu mă scot eu mine din care. Am o spre urmă. Ce spunea ei când spui că eu vreau să înveț, vreau să primesc o profesie? E ca asta, iarăși un motiv la ce e. E ca un motiv încă mai am. Mi-a dat caracteristica a doua. Și m-a învățat biserică. Vezi că ieși la 206, vii la biserică. La biserică, să duci la biserică, n-ai dreptul. La băț mă dușim la biserică. Deci cum nu de de la biserică? De ce? Nu știu, sunt, au, sunt mai mari, sunt. Cum, nu ți-a dat voi la biserică? Este biserică, nu, chiar tot penitențiară. Nu, de voi ești la 206. Deci ce ies la 206? La securitate. Chiar sub protecție. Da. Deci ca să nu... Aveai nevoie, apropo, aveai nevoie, simțeai nevoie să duci la biserică? Da, da, eu încă și-am vorbit cu părintele Boris, care vine el acolo, vine în izolator. Am vorbit cu dumnealui și m-am adresat problemele, că și ești cum. Și nu ni s-o cărde, că am fost amul la mănăstire la Stoican. Tot, nici din părtășet am să nu păz, nici din părtășet nu mă împărtășet acolo. În continuare și după ieșire, da? Nu, aici m-am adresat cu altă temă. Acum, deci, acum da, acolo ești din părtășet, măi, că am ținut. Deci, în Soroca, sunt considerentul că să nu te intersectezi cu ceva în deținuți? Nu știu eu, deci cred că eu știu. Dar cum adică, de lucrat avem să duc strâng sângele prea dolori și să mături, să duc noi, avem dreptul, mă duc eu. Dar... Și la primiare, la urmă, ieșim cu deținuții la primiare, ieșim. Băieții nu avem cu băieții, nică. Din potrivă, mama îi întrebau. Ce evitau ei totuși, administrația? Da, eu știu ce evitează administrația, nu știu ce evitau administrația. Ce spuneau ei, de ce ți-mi împiedică? Da, și ți-mi împiedică, dar și... Ce spuneau ei, cum motivau? Iată, eu scris aici de lecții, iată, că am făcut lecții, am făcut... Și cu lucru, și amenajare am făcut eu, că eu le spun și pe cam, și amenajare mi-ați scris mie că am făcut un izolator
disciplinar. Și am amenajat acolo, am dat voial, am dat cuvar. Cât spălam pradolul și prin hățele și ele unii erau vai de capul lor. Unii șed băieți în umiditate. Șed cu vai de capul lor, cu geamurile au stat, tătă iarna au stat, nu au fost de pe ANP, de unde mai fost. Eu n-am, trag mult, trag așa din trumul și ala, din trum. Nu știu, amu, poate le-au mai schimbat ceva, dar tare greu în trum. Și la plimblare, unii curte așa de plimblare, acolo e canalizarea, unii ies în guzgane, acolo sunt guzgane spre plimblă, nu numai noi. Acolo au șeri, rufele de spalat, acolo și de sport, faci sport, și acolo și fumez. Trivad nu am cu reclamele astea. Așa și este. Deși când vine ANP-ul ăsta și nu vine, măi, izolator și-ală. Deși nu vine. Nu vine așa. Îți duc pe zonă, filmează două celule, două hăți acolo și gata. Tot e rovna la izolator, n-au nevoie și el așa de acolo, șed. Eu înțeleg, eu nu știu păniatele lor, care sunt lăjni, care sunt ptiovi, nu ptiovi, eu nu înțeleg. Eu știu că am fost singur în celulă, mă deținut. Și de tot patru până m-ai eliberat. Și până. Până m-ai eliberat. Dar ei scrie că am avut acces liber pe teritoriul penitenciar. Ca coi. Care cabin de duș? Copriță. Eu mă chinuim în șesor și le da legi 25.000. Cine știe? Unii dovada lor, când mașina așa, dacă mașina... Eu n-am spart mașina. Erau 4.000. Stai leacă. Păi e 25.000, asta e amenda pentru sentința asaliat, dar nu ți-a picat amnistia. La alta, eu două m-am avut plus pentru așa. A, ai altă e ca, nu așa la glasă. Tot într-o lună a fost. Două furte. Într-așeași lună. A, nu e nu așa la de la piață. Și cu tăietul tot așa. De la piață 1 și de la cealalt 1. Dar pe de la cealalt este care... Aici cu 25.000. La cei de la piață mi-au pus amnistia. Deci sunt 25.000 care e tăiat sau altul? Nu. Aici care e furtul ăsta. De unde l-ai făcut? De lângă Vasile Țigară. Vasile Țigară? Unde e Vasile Vanci? Nu știu. Așa, de... Știi. Nu știu cine era să-i te dam. Și era mașina, era nălora, ala așa, care cu... Și era parcat lângă poartă. Așa. Și nu știu, nici a aruncat ochi și nu este un portofel. Și eu așa, așa deschis. Și am luat banii și actele le-a lăsat. Dar eu i-a numărat dacă eram... Și m-am dus la magazin, la bar, la biliarde, erau băieți, am pus capuri, pești, bine. Au fost și puțin. Da. Și când vedem înapoi, hop, miliția, nu filma, nu m-a luat la poliție. Nu m-a luat nicăieri, mi-a luat cât și... Că pe urmă eu nescrisoare că trebuie să plătesc 2500 de lei amendă pentru asta. Eu strângem, tăma pe vremea asta, mă altă zi. Da. Strângem mă și ieși. Am avut două cafele și... Și... Mă duc eu, dacă știi chestia la noi, la Iambri, Ștuntul, Ștunț. Cred nici eu așa. Și m-am dus la dăști, mai lucram uneori, m-a chemat la flori, că îi plăși eu cum o cred, la flori, lor, le ajutam, cum îmi plăte eu. Și mă, Igor, așa, zic că vin în mâine, că nu cu pământurile astea, le-am plătit și noi. Păi n-am găsit, dar mi-e trebuie în ziua și ies mă la ora 10 și mă duc și plătesc. Plitoc la judecătorii astea să-i plătesc. Amenda, 2500. M-am dus la pădurarul, m-am mai dus în clăun și tot, n-am găsit. Cântă maniera piața, miercurea. Când văd busul, mai e ca masă așa lungă, lung, cameră, busul, mașini, lung, și de eu. Cum? Nisul meu, simt că așa rău m-a dus. Mașina la ușă deschisă, geanta pe asta, pe scaun. Merg așa, dacă ne așa de ea, femeia așa de ea, așa, vinde. Nu știu, parcă ca pe în... Am băgat două dești,
am luat scos din geantă, geantuță și aia. M-am dus la magazin, am luat 100 grani, i-am luat un pachet țigări și a parcat în mașină. Am găsit o mașină și îi zic cu om și a zis, băi, Igor, o să te-aș duce și te zic, mă duc tot cu lucru, câta, cu lucru, aici, cu pământul. Și tot s-o s-o clăștesc, 200 de lei, da? Eu nu știu cum fac așa la pantele, mă luți. Cât au? Dar nu știam cât s-a acolo, nici prin cap. Dacă eram amețit, tot cum e, mă duci. Când la jucătărie, mă dai jos, când, ucea. Și că Igor, ia vreo pași. Zic, și mai vrea și tăi. Hai, hai, că pe ori, hai să uim așa. Zic, ure, zic, eu trebuie să mă duc să plătesc ștraf, nu, dar nu știam că la plitoc ai să-l plătești, nu la jucătărie. Hai că pe ori mai zi. Mă duc la comisariat, scoate, stai din buzări, scoate, scoate, na, fotografiat. Când am gata, a venit și dispăguba așa. A, și a dat să plânge, adică a fost jăfuită. Nu, jăfuită, pe chinocam, cameră văzut, eu știu cum le-a dat, dar tot în țăvă și aia. Și zic, ignora suna așa, că avea un portmonel așa, Natasha și Natasha, măi, Igor, măi, bani, măi, cum, măi, că am un student și eu o la școală, ca Natasha, așa, și eu aneuna acolo, dacă eram bat. Ei, mi-a dat drumul. Nu m-a arestat. Mi-a dat drumul și mergeam eu, nu catam eu că să ajung acasă. Dar aveam și eu niște de stecnică de grece, erau scumpi un fel de cam fel de metali, nu metali, dar un fel de jucărie. Și pe asta piața centrală din Deaș le-am vândut și mi-a dat 20 de lei. Eu nu catam că să drum acasă, de catam mereu de văd un magazin și mă duc să... Nu iubire. Da. Numai să ajung la magazin, se oprește asta cu busul. Ce hai mai bai deasui. Eu cam cap în jos, dacă din ova. Și m-a adus săraca femeie, m-a adus... Bă, la cei care la care ai furat? La cei care ai furat. Tot e m-a adus. Tot e m-a adus. Da, abia eu fost identificat, nu era ca. La școala, 8 clasă, cum era înainte. După care te-ai dus undeva la învățat sau... Da, am fost la Ocniță, în Grinăuț. Uciniși era pe atunci. Și a învățat de... A învățat de laborant la fermă, tractorist, era șofer, electric. Nu le-am mai dat eu toate specialitățile astea, că... A, s-a dat un document de absolvire. Și am eu acolo documente, nici nu știu... Așa, documentele vechi, da, este identitatea veche. Da, da, da. Așa. Ce ei, da. Și pe urmă ai reușit, încercat să faci, n-ai încercat să reabilitezi documentele cu numele meu, dar ai certificat de schimbare a numelui, unde da, e da, iată, certificatul de schimbare a numelui, ai certificatul ăsta. Da. Nu încerc acces, o dat și îi dăm pe acord personal meu, da? Da, și la buletin, tot nou. Ai și buletin... Tot, doar la 45 de ani l-am schimbat. Aha, și n-ai încercat să-ți reabilitezi ca să lucrezi, ca să ai... Dacă eu m-am dus pe psihotar, îmi întrebiești și la mult mi-e trebuie încă bani pentru spital, acum, nu știu, mă duc să-mi văd. Ce ai la spital? Ia uite, să văd, uite, iată, certificat de pomenie, de... Asta când am trecut la Bels, am trecut COVID-ul. Așa. Uite care și de... Asta e ultima, până a fost etapă, până a fost. A doua operație care... A doua etapă. Despre ce operație vorba? De schimbare a secției. Da, unde e schimb? Unde ți-a făcut? Republicanski Centre Producției Celeveca și Mic. Și cât a fost? 6.000 de dolari. Păi, a costat. O lucrat a fost cu animale, după care s-a dus în Grecia, unde... Sângurieca este... Doamna Svetlana, de la punctul medical, chiar a scris că e dermaștii cu... Când era rău, și a scris chiar mesaj pe Facebook, mai bine, sau nu știu și, la... Când a fost la programa asta. I-a dat mesaj că, într-adevăr, că e, ca mie medic, cum era medic, apoi mă duce acasă, e mă duce pe la spital, tare mult e mă, ești nu știu nimic de la cine era, da, când era în viața trecută. Adică nu vedea seama? Nu-mi găseau nimic și a, nu-mi găseau nimic și a. Când el
ormonii la mine. Adică aveai hormonul bărbătesc, adică nu ai trupul care... Da, care trebuie. Și ce-mi recomandați să faci operația asta, să schimbi genul? Nici meu că n-am trecut, dar eu am trecut consiliu, un consiliu mare aici la Costejeni. Am trecut consiliu, am stat 2 săptămâni aproape în spital, până și m-au examinat. Și acum în cafedra și aia lor mare, o cafedră mare, s-au grămădit profesori și așa mi-au dat asta. Nu ne-au dat nimic. Dar nu ți-ai dus așa din capul. Dar cum mă duc eu, mi-a dus și... Deci ai ajuns la pe masă de operație. Mare. Ai ajuns pe masă de operație, te-a costat, cât te-a costat? Ajungi la bani. Bani eu am lucrat, întâi am lucrat, mama mea m-a ajutat tare mult, că eu am fost croitoreasă și mi-a apucat pe drumurile astea greșite, făceam, mai și nu făceam eu, și mă băteam și bem și ucideam, furam. Și eu hotărât să mă oprească. Părinții n-aveau de unii, că erau și ei săraci. Deci cât te-a costat? Mai scurt, era pe atunci 6-7 mii eu le-am cheltuit. De ce? De dolari. Asta în ce an? În 2000. Deci unde, unde 2004 e ca unul. În 2004. Unde ți-ai făcut operația? Republicanski Centr, reproducții celor vacanțenii. Da. A fost reușită? Sau? Da. Cea recuperație a revenit... Mă uit cât, cât în Afganistan, Republica Moldova, pe tine ce-a acceptat biserica. Da. Care la noi e una foarte conservatoare. Ți-am făcut, te-ai botezat a doua oară. Da. Eu m-am cunonat, da. Ai fost căsătorit. Da. Te-ai a doua oară, adică tu ai recunoscut ca... Pe Ucraina. De Ucraina. Și cât ați conviețuit? 5 ani de zile. Și cum ai decurs? Că normal, păi și noi izbucnit problema cu... Bani. Cu banii, cu casa. Trebuie casă, dar nu trebuie operație. Și asta ce a afectat, divorțul ce a afectat pe urmă viața ta mai departe? Ce a afectat? Nu, divorțul nu meu. Mi-era, îmi pare rău că e tare, foarte, foarte mult a tras la mine și a fost cu mine și la operație, a stat la capul meu, mulțumesc de Doamne, doresc sănătate și și copiilor, și nepoți dacă are. Trei copii. Da. Aveți împreună trei copii? Nu, eu nu pot să fac cu doi copii, nu. Ea avea trei copii în loc. Și-a făcut casă, am doi am lucrat, nu zic că numai eu am lucrat. Dar eu nu trebuie, nu mai trebuie bani să grație, dar nu trebuie casă. Când te-ai dus la biserică, când te-ai dus la biserică, te-ai spovedit, te-ai spus preotul da, și ai trecut și că ești un om născut a doua oară. Dumnezeu să-l ierte, părintele știe totul. Trăiam foarte bine, el venea la nana mea, el a slujit și la noi. Un părinte foarte bun. Nu știu dacă mai sunt așa preoți. Am înțeles situația ta, da, totul. Da. Uite, așa o întrebare, tu acum, înainte de venit, spui că erai sub perfuzii, pe curătoare. Primești un tratament pentru ce? Mie, nu știu cum, eu și-a putut să vălea ca și rău, la mine un picior e cam calic. Eu acum trebuie să, nu știu, să mă duc la spital, dar bani de unii finanță, dacă n-am. Primești o pensie de la stat? Nu, eu ia că de la stența, de la birja în Foș m-am adresat și mi-a dat 1400, dar 43 de ori să lucrez în comunitate, folos comunități. Ce să fac eu cu 1400? Vreau să ajung la altceva. Dacă, iată, avem probleme să tot, adică trebuie să fie permanent sub supravegherea medicului endocrinolog, probabil. Ești la evidență? Nu, nu sunt la evidență, eu nimic. De ce nu te duci la evidență la medic? Acum m-am adresat. Ai nevoie de anumite preparate pentru a te menține? Eu mai am nevoie nici de operație la mine, nu-i doar la mine, doar și față. Trebuie hormoni să primesc lecuiri, ca să mă dezvolt mai altfel, mai... Adică ai nevoie încă de tratament, de hormon, da, de... Da, și în acest timp nu e prevenit niciodată, nu ai... Nu. Nu, e scris de găsit. Deci ai nevoie de ajutor. Da. Te adresat la este gender dog, este o...
la ore la Angelica Frolov, dacă ai fost. Da, eu nici nu le lămuresc aici. Cum am adresat? Și la Zară de Gardă, dă și întâi la Zară de Gardă. Pe urmă m-au propus un Zenderbog, că eu cam încurc. Deci nu te-ai trimis la un medic să te ajute cu asistența medicală, ca ai Eu m-am adresat condițiile astea mele de pușcărie, de pușcărie. Eu nu m-am adresat de sănătate. Eu m-am adresat ce să fac eu cu astea, cu blancurile astea, ce să fac cu miliția asta. Eu m-am distrus psihic, da. Și eu ce? De o să ies. Și ce? Cum s-au comportat cu tine sau ce au... Cum? Ce-am schimbă, nu adăm, știu. Nu, de la Gender Dog, ce au spus ei? Totul va fi bine. Cred cum a spuneți dumneavoastră. Ca să fie bine, așa. Și nu i-am spus că să fie bine. Ar trebui să spuneți. Nu, putem spune că și eu rău. Noi spunem asta pentru că se înarmez cu răbdare. De uneori atâta răbdare, atâta timp ținut singur în celulă, închis singur. Oare și el? Nu înțeleg. Iacat așa au fost și lecțiile cu psihologul. Lecțiile în penitenciară. Nu, un psiholog am avut formidabil. Doamna, dacă mă vede, Andreana Fiodun, ați fiți sănătoasă. M-a ajutat. Vreau să spun, e ca cu lecțiile care mi-au făcut în penitenciar. Că acolo îi scris că mi-au făcut așa, 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 așa. Bun, mi-ați făcut lecții. Dar unde au fost petrecute lecțiile astea? În cabinetul unei dejurne. Unui telefon. Păi să avem căberuța și aia, deci ați deschide ușa, să închide ușa, greu să sună telefonul. Adică intimitatea consilierii psihologice a fost. Nu psihologice. Aici la sociolog, m-am adresat chiar și la sociologul ăsta. Eu nu știam și funcții până la urmă, și funcții dui și sociologul. La urmă am știut că m-am adresat de caz, documentele la casă, ia ca cum. Apoi să așa îți duci la bătăi. Eu când am ieșit, eu nu știam scurs trec, sfetafor, nu bătăi. Și de unde să iau eu la bătăiul cea la finanță? Eu și adun aer, măi, cu casa asta, mai ales, vă știți? Eu în aer. Asta s-au întrebat, de-a trecem la problema ta. Deci... Dar poate să tot fie probleme. Da, aici de la Kinderberg, la cine e organizația asta de guvern, nu ți-a propus ajutor, control medical, incluziune în societate. Nu, nu ne-a mai propus nimic. Dar ce rog? Ce-a spus? Dar